Sediile unităților de învățământ au fost luate cu asalt de absolvenții de gimnaziu care vor să se afle printre primii înscriși la liceu. Deși au un liceu preferat, majoritatea vor completa pe fișa de opțiuni mai multe unități de învățământ. Cam care ar fi opțiunile? Spre ce liceu? Și tot aici. Tot la Minolescu? Da. Media? Cum e? Destul de bun. 8. Și anul trecut știi care a fost media, ultima medie? 18. Și a doua opțiune? Științele ale naturii. Tot aici? Da. În funcție de media pe care am luat-o, nu suntem mulțumiți, sub nicio formă. Așteptăm să vedem unde se va fi repartizată. Prima opțiune ar fi liceul unde am învățat, Ion Minulescu, Greceanu, Titulescu. Începând de astăzi și până pe 4 iulie, absolvenții de gimnaziu care au susținut evaluarea națională se pot înscrie la liceu sau la școala profesională. În acest sens, ei trebuie să completeze la sediul școlii absolvite o fișă cu opțiuni. În perioada 29-3 iulie, vin la școală, completează opțiunile. Pe 4 iulie vin și verifică corectitudinea datelor introduse în calculator și avem posibilitatea corecturilor în eventualitatea întâmpinării unor eventuale erori. Apoi, pe 9 iulie, are loc repartizarea computerizată la nivel național și în perioada imediat următoare, 10-13 iulie, pot să meargă cu actele necesare pentru înscrierea la liceu unde au fost repartizați. Elevii cu medii de admitere mari se îndreaptă spre liceele de top din Olt, ceilalți optează spre liceele tehnologice sau școlile profesionale. Pentru a se orienta mai bine, elevii au la dispoziție și un clasament al liceelor în funcție de mediile de admitere din anii trecuți. În 2017, la profilul filologie am avut ultima medie 8,13, la profilul științele naturii 8,02, iar la mate informatică am avut ultima medie 9,02. La profilul matematică informatică, acolo a fost cea mai mare medie de admitere, ultima cu 8,83, urmează după aceea profilul de științele naturii cu 8,38, filologia cu din nou 8,36, iar filologia bilingv 6,13, iar științele sociale cu 7,89. La nivelul județului Olt sunt peste 2600 locuri la licee și școli profesionale. Cele mai multe dintre acestea sunt la liceele teoretice, specializarea matematică-informatică. De asemenea, la filiera tehnologică 1176 de locuri, în învățământul profesional și tehnic 700, iar în învățământul profesional dual, 4 clase a câte 28 de locuri, 3 la Colegiul Tehnic Metalurgic și una la Colegiul Tehnic Alexe Marin Slatina. Comunicarea rezultatelor computerizate candidaților repartizați în învățământul liceal de stat se face în unitățile de învățământ liceal în care au fost admiși și pe site-ul admitere.edu.ro în data de 9 iulie. Depunerea dosarelor de înscriere în unitățile de învățământ liceal în care candidații au fost repartizați se va realiza între 10 și 13 iulie.